dar nu în perioada asta. Asta este. Avem însă plăcerea să aducem oameni pe care i-ați iubit, i-ați urmărit la TV. Cu siguranță că îi mai iubiți și sunteți foarte curios să știți ce mai fac. Un om care a făcut o carieră frumoasă și îndelungată în televiziune, dar care de ceva vreme a ales un alt drum, este Mircea Solcanu, care se află alături de noi. La mulți ani, Mircea! La mulți ani, Cristi, la mulți ani tuturor! Mă bucur foarte mult că te văd. Vreau să te întreb ce mai faci. Ce să fac? Studiez, mă pregătesc de licența în arta actorului. Foarte interesant. Bun, stai o secundă. Hai să te întreb atunci. Noi, a mai fost un interviu cu tine la fosta mea emisiune. Nu mai erai în București, erai într-un loc în care erau foarte multe animăluțe, dacă mi-aduc bine aminte. A fost un interviu foarte... Da, nu am lucrat niciodată acolo. Doar am colaborat cu respectiva fundație. Nu știu cine a înțeles și ce a înțeles. Dar eu nu am lucrat întotdeauna. Să i-am ajutat să-și promoveze evenimente. O organizație serioasă care... Mircea, eu... Știi ce, te rog, fă ceva cu microfonul, că acum nu te mai aud, sincer. Asta e. Acum ne auzim. 20, bun. 20. Deci, stai o secundă. Deci, după ce povestea cu televiziunea s-a încheiat, eu am mai aflat informații despre tine de la... mai știu informații de la prietena noastră comună, Rita Mureșan, pe care o pupăm și mă bucur că sunt sigur că Rita ne vede. Bun. Mergem mai departe. Că viața nu se termină după televiziune, spre surprinderea tuturor, da? Ce ai mai făcut? Chiar și a mea. Categoric. Ce ai mai făcut? Cu ce te-ai mai ocupat? Nu am mai făcut absolut nimic, bă. Păi și licența asta? Ce vrei să faci? Ce vrei să faci cu ea încotro? Am luat această licență pentru că la un moment dat un mare actor care nu mai e printre noi mi-a spus la un moment dat: bă, băiete, zice, tu ai talent, de ce nu te mergi la teatru? Mi-aș vrea să lăsați că sunt alții mult mai interesanți și mai drăguți și mai buni ca mine. După care într-o bună zi m-am gândit că ar trebui să merg și pe acest lucru. De ce nu? Te vezi pe scenă în următoarea perioadă? Deja sunt la facultatea de teatru, e o scenă în continuu, ca să spun așa. Da, dacă iar acum repet la examenul de licență. Bun, de acord. Asta voiam să te întreb, când te poate vedea publicul într-o montare? Cred că în luna iunie. Așa. În luna iunie, da. Atunci când, ca la orice examen de licență, trebuie să 5 reprezentații ale piesei. Nu știu dacă mă lasă profesorii mei să spun ce piesă este, dar e o piesă drăguță, e chiar o comedie foarte interesantă, scrisă undeva prin anii 60, dar foarte actuală. Foarte interesant. Nu există o vârstă la care trebuie să facem școală. Dacă vă aduceți aminte, și Marcel Pavel a făcut conservatorul după ce toată lumea îl cunoscuse și mersese către această zonă. Deci se poate. Deci, practic, este o reinventare și ăsta este drumul în care crezi. Da, bineînțeles, da. Fără îndoială. Bun. Pe de altă parte, la un moment dat, țin minte că au fost informații legate și de starea ta de sănătate, dacă ești bine, dacă e ok. Să-i liniștim pe cei care te-au urmărit de-a lungul timpului. Ești ok? Toate bune? Da, deci dacă intră cineva pe Google și scrie Mircea Solcanu, următoarea căutare este a murit. Nu, n-am murit. Sau poate am murit pentru unii, într-adevăr. Pot să spun că da, am murit. Dar nu, încă n-am murit.
Așa cred și eu, nu de alta, dar ar fi chiar o transmisiune paranormală, de nivel paranormal. Domeniul fantastic. E adevărat, dar nu cuprindem în perioada asta cu paranormalul. Noi vrem să vorbim, cum s-ar spune, cu omul viu. Bun, e în regulă. Carieră, sănătate, este ok că doar n-ai murit, după cum, după cum vedem. Ce-ți dorești, dacă ți-e dor de ceva? Nu mi-e dor de absolut nimic. Fiecare experiență trebuie luată ca atare. E o vorbă englezească care spune been there, done that. Da. Uite, aș vrea să mai demontăm sau să precizăm sau să lămurim că presa scrie tot soiul de lucruri și a apăruse o informație cum că tu ai trăit dintr-o pensie mică. Titlul era că Mircea Sorcanu este îngenunchiat. Mie mi se pare că e pe fotoliu, dacă mă întrebați, dar asta e altă poveste. Și că era o pensie dedicată oamenilor cu handicap. Ce să le spunem oamenilor despre această informație? Este perfect adevărată, dar nu numai pensia mea e mică, a tuturor persoanelor cu handicap și incapacitate totală de muncă este la fel de mică. Iar după toți anii lucrați, pe peste tot așa, mi s-au adăugat la pensie 80 de lei. Nu pot să cred. Da. 80 de lei iau pentru toți anii de muncă lucrați, o sumă minunată, ce să spun. Cât e Mircea? Nu serios, de curiozitate, adică tu ești un om care ai lucrat în locuri bune, în trusturi de top, ca să zic așa, între primele 3, 2 la 2 ai da, fost. De aceea îndemn pe colegii mei jurnaliști să se mai ducă din când în când pe la casa de pensii, să vadă dacă totul e ok. Să se uite bine în ce contracte semnează și pe câte ore, pentru că de la un moment dat bătrânețea și pensia nu iartă pe nimeni. Așadar, au fost probleme, poți să spui că nu s-au declarat niște lucruri sau nu au fost așa cum știai și, de fapt, contributivitatea sau ceea ce... Da, am mai lucrat prin anumite locuri și m-am trezit că n-am lucrat. Dar nu e vorba despre trusturi la care am lucrat, acolo, de acolo îmi vin cei 80 de lei. Dar au mai fost locuri de muncă unde oamenii n-au declarat. Și asta e. De asta spun că poate fi o lecție pentru toți colegii mei care lucrează. Vedeți, când ești jurnalist și așa, ți se pare că... faci o chestie foarte mișto și nu-ți mai pasă de anumite aspecte legate de strict de viața ta. Dar ele vin și se răzbună din spate. Da. Comit o indiscreție dacă te întreb cât este cât e pensia ca să... Nu, că e publică, nu? Stai că nu te mai aud. Ce zici? Și pentru că deci este 880 de lei. Fantastic. Și da, indemnizația de handicap este de 500 de lei. Iar din cei 880 de lei, pentru că aveam niște datorii la ANAF, am și o poprire de 1.000.000, de vreo 100 de lei. Deci nu mai sunt decât 880, sunt vreo 700 și ceva. Mircea, cum te descurci? Cu greu. Nu pot să spun că dansez într-un picior, da? Nu mă gândesc, de exemplu, că... Cum se descurcă și ceilalți, și celelalte persoane cu handicap și cu dizabilități din, de fapt, din România, pentru că, până la urmă, toți dăm aceeași sumă. E adevărat. Toți trăim da, la toți din greu, ne hrănim de la același ABC. Toți luăm aceeași pensie, adică nu, dai nu sunt eu numai... această situație. Nu, e cumplit. Și mă gândesc că dacă ceilalți se descurcă, că trebuie să mă descurc și eu, n-am ce să fac. Nu, mă gândesc că oamenii s-au hotărât anul ăsta de la, din anumite structuri ale statului să ne trimită niște facturi la gaze care s-ar putea să fie chiar duble față de ceea ce primești tu și de asta te-am întrebat cum faci. Da, dar și, nu, dar și pensia pe ianuarie a fost de 2200 de lei. Aaaa, dai seama.
pentru un om care ia 700 lei pensie să vină 2200 este un șoc. Vă spun sincer, și când am văzut, am fost în șoc. Da, foarte multă ironie, foarte, foarte mare. Dar un șoc plăcut, deci, ce să zic. Mircea, bun, mă bucur că ne-am văzut. Sunt convins că drumul tău către ceea ce îți dorești va fi luminos și în momentul, facem așa, în momentul în care ai premiera la teatru, premiera la examen, uite, venim să filmăm. Ok. Gata, am bătut palma să vorbească. Mirela Vescan mi-a promis că vine să ne macheze pe tot. Gata, domne, lucrurile încep să se lege, e foarte bine. Mircea, îți mulțumim foarte mult că ai intrat alături de noi. Îți ținem pumnii, mult succes și cât mai multe prilejuri de fericire și de împlinire. Mulțumesc, lasă pe mine. Doamnelor și domnilor, a fost Mircea Solcanu, o apariție foarte emoționantă și tristă pentru întreaga Românie. El... Cum să trăiești cu 80 de ori? Nu mai vreau să spun că după aia o dăm în mânie...